Încă două noi tramvaie PESA au intrat în depoul companiei de transport public Iași la exact patru săptămâni după ce au sosit la Iași primele două vagoane ultramoderne de același tip din Polonia. Astfel, în prezent, în depoul CTP se află șase tramvaie PESA. În perioada următoare, municipiului Iași îi vor fi livrate și alte tramvaie de către același producător. Noile vehicule vor ieși la stradă imediat ce toate procedurile interne vor fi încheiate. Între timp, continuă testele funcționale cu primele vagoane primite de către compania de transport public la începutul acestei luni. Teste posibile după finalizarea pregătirii personalului. Contractul de achiziție al celor 16 tramvaie PESA a fost semnat pe 27 aprilie 2020. Valoarea contractului este de aproximativ 33 de milioane de euro, iar suma este finanțată cu fonduri europene obținute de către primărie. Cele 16 tramvaie PESA au o lungime de aproape 30 de metri și capacitate de transport totală de 230 de locuri, dintre care 30 pe scaune. Toate tramvaiele au dotări moderne, precum aer condiționat din instalație de încălzire, sistem de supraveghere video interior și exterior și panouri de informare a călătorilor. Tramvaiele sunt destinate rutelor 1, 3, 7, 8 și 13. Tot în acest an la Iași vor ajunge și primele tramvaie produse de către compania turcă Bozancaya.